Executiv adjunct al AJOFM Hunedoara, Alina Miheț, care printre atribuții are și formarea profesională, a demonstrat zilele trecute că ori nu știe, ori este incompetentă pentru postul pe care îl ocupă în instituția județeană. Alina Miheț a declarat presei din Valea Jiului că nu au început cursurile de calificare pentru lucrători în sistemul de producere a energiei verzi, deoarece nu sunt lectori. Declarația directorului a stârnit reacții critice în social media din partea celor care participă deja la cursurile care se desfășoară încă din data de 26 aprilie. AJOFM Hunedoara anunțase în presa locală încă de la începutul lunii aprilie organizarea 8 programe de formare profesională pentru șomerii și persoanele în căutarea unui loc de muncă. Două dintre programe sunt pentru calificări în meseria de montator instalații solare la Hunedoara și Petroșani. Din răspunsul dat jurnaliștilor și consemnat de altfel în presa locală, directorul executiv adjunct al AJOFM Hunedoara, Alina Miheț, habar nu are despre cursul din Valea Jiului. În funcție de solicitările cursanților și dacă vom găsi lectorii care să poată să desfășoare aceste cursuri, vom începe, a spus Alina Miheț, director adjunct a AJOFM Hunedoara, în declarația consemnată de Cronica Văii Jiului. În realitate, cursurile pentru montatori instalații solare au început pe 26 aprilie. Acestea se desfășoară la Petroșan, la Centrul de Formare Profesională al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă și la Hunedoara, la Liceul Traian Lalescu, scriu și jurnaliștii de la Gazeta de Dimineață. Mai bine informații decât cea care răspunde tocmai de organizarea cursurilor de calificare. Soțul meu urmează acest curs. Este început. Să spună cineva doamnei astea adjuncte să nu mai pierdă timpul să caute lector, că lectorul este în sală. Încasează banii statului degeaba. În ce partid e doamna asta adjunct, că pe profesionalism și competență sigur nu a ocupat postul? Este doar unul dintre comentariile care scoate în evidență incompetența directorului Alina Miheț. Aceasta a refuzat să dea declarații pe tema propriilor afirmații, pasându-i pe reporterii Hunedoara 1 ca pe vremea ceaușistă la Cabinetul 1. Declarația a fost a dumneavoastră, să mergem și la doamna director. Da, deci eu nu dau declarații la presă, așa consider. Deci nu vreți să ne spuneți totuși dacă sunt, știți sau nu știți că au început cursurile? Nu dau declarații la presă, mulțumesc. Nu contracarați, declarația din Vale rămâne. Totuși sunt în subordinea dumneavoastră, nu a lui doamna director. O să mergem și la dânsa. Da, vă rog, la cabinet, declarațiile sau la protocolul de mulțumesc. Părerea dumneavoastră rămâne una... Nu dau declarații la presă. Pentru o corectă informare a cetățenilor, Hunedoara 1 a solicitat informații oficiale în baza legii privind accesul la informații de interes public. Sunt sau nu cursurile începute la Petroșani, în Vale? Vă vom emite inclusiv răspuns la documentul care l-ați depus astăzi la registratură în baza legii 544. Cursurile de formare profesională pentru montatori panouri fotovoltaici au început în data de 26 aprilie, așa cum am spus, la Hunedoara, la Liceul Traian Lalescu și la Petroșani, la Centrul de Formare Profesională. În acest moment se desfășoară pregătirea teoretică, iar colegii noștri de la Centrul de Formare asigură prezent. Da? Și bineînțeles că toate dotările noastre, spațiul, sala de curs și așa mai departe, sunt puse la dispoziție. 12 persoane sunt înscrise la acest curs. Declarațiile Alinei Miheț dovedesc incompetența pe postul pe care îl ocupă, ba mai mult prejudiciază imaginea AJOFM Hunedoara și a bulversat pe locuitorii din Valea Jiului.